Am revenit în studioul IAŞTV Live, discutăm în continuare despre ce conține cartea publicată în mod oficial, în premieră pe acest subiect, Iași și istoria tramvaiului și tradusă de către Adina Maria Simion în versiunea Tram History, autorii Silviu Teodor Stanciu și Tiberiu Teodor Stanciu, amândoi pasionați de transportul public ieșan. Cartea aceasta, cum spuneam, este o premieră pentru că a fost pentru prima dată o astfel de informație publicată sub patronajul unei edituri, editura Junime din Iași. Vorbeam despre modelele de tramvai care sunt în istoria Iașului și cel mai bine ar fi să detaliem despre ce înseamnă practic evoluția tramvaiului ieșan de la începuturi până astăzi. Cum am putea defini parcursul acesta al evoluției tramvaiului? Ar fi foarte mult de povestit, ar fi nevoie de un serial pentru a putea include toate etapele istoriei lungi și tumultoase a tramvaiului ieșan. Este important însă de reținut momentul de început, 1898, atunci când regele Carol I semna legea 713, prin care era înființat la Iași serviciul de transport în comun cu tramvaiul electric. Tramvaiul electric este important de menționat că era modern pentru sfârșitul secolului al XIX-lea, deși astăzi ni se pare cumva banal, intrat în peisajul cotidian. Doar marile orașe ale lumii beneficiau de un asemenea sistem de transport. Iașul a fost printre primele orașe din România care a beneficiat de tramvai. La Iași, din cauza reliefului colinar, nu au putut fi introduse tramvaie cu cai, așa cum se intenționa încă de mult mai înainte de anul 1898, astfel încât încă de la începuturi a fost realizată rețeaua pentru tramvaiul electric, o rețea modernă construită de o companie germană de renume. A ajuns să fie în anul 1900 cea mai mare din țară, cu o lungime de 17 km și puțin. Ca să facem o comparație, Bucureștiul avea în 1900 doar 5 km de linie de tramvai. Timp de 2 ani de zile, între 1898 și 1900, s-a lucrat la construirea depoului, la construirea uzinei electrice, cunoscută local ca uzina de lumină. Au fost importate din Germania primele 16 tramvaie bidirecționale, care au intrat în circulație la 1 martie 1900, pe traseul gară Piața Unirii Hala, străbătând practic centrul orașului, după care au fost finalizate și celelalte trasee, un total de 4 trasee care conectau principalele cartiere și zone de interes ale Iașului cu centrul. Ulterior, după primul război mondial, societatea de transport a intrat sub tutela statului român și implicit a administrației ieșene. În această perioadă s-au produs numeroase schimbări. Vorbim despre Societatea Comunală de Electricitate Iași. Aici putem aminti primele tramvaie construite, proiectate și construite pe plan local. Este vorba despre tramvaiele de tip Iași, cunoscute mai curând ieșenilor ca tramvaiele de sărărie, pentru că în ultimii ani au circulat doar pe strada Sărăriei. Ulterior, în timpul celui de-al doilea război mondial, este important să amintim de existența celor 5 tramvaie ambulanță, un serviciu care a fost anterior introdus încă din timpul primului război mondial de către Regina Maria. În timpul celui de-al doilea război mondial, 5 tramvaie germane și de tip Iași au fost convertite în tramvaie ambulanță, scaunele fiind înlocuite cu paturi pentru soldații răniți. Apoi, vorbim despre perioada comunismului, ocazie cu care orașul a fost industrializat și sistemul de transport în comun a fost modernizat prin achiziționarea
funcționarea a 112 vagoane de tip ITB de la întreprinderea de transport București, care au fost foarte populare nu doar la Iași, ci în majoritatea orașelor din România. Ca mai apoi, după ample campanii de extindere a rețelei de tramvai, ce avea să depășească 80 de kilometri, să fie achiziționate și primele tramvaie de mare capacitate în orașul nostru. Este vorba despre tramvaiele Tatra T4R din Cehoslovacia și mai apoi, în 1981, de tramvaiele Timiș 2, fabricate la Timișoara în România. Este important de amintit că tot în această perioadă a fost modernizat depoul istoric de la gară prin reconstruirea halelor de întreținere și atelierelor și construit cel de-al doilea depou al orașului Iași, depoul din Dacia. Perioada anilor 1990, după Revoluția din 89, e o perioadă de tranziție și de schimbări. Acest segment al istoriei începe prin modernizarea vechilor garnituri ITB pe plan local, în versiunea ITB-M, pentru ca mai apoi un amplu proces de modernizare să aibă loc la atelierele Nicolina din Iași, prin reconstrucția tramvaielor V2A, care au circulat sub denumirea de V2A-M, la care a lucrat și inginerul ieșean Dorian Geba. Din 1997 începe așa numita perioadă second hand, o perioadă intens criticată, dar care la nivelul întregii țări a adus o serie de avantaje și anume achiziționarea de mijloace de transport în comun, cei drept uzate, rulate în alte orașe vest-europene, dar aflate într-o stare tehnică și estetică foarte bună, care au putut asigura continuitatea serviciului de transport cu tramvaiul atât la Iași cât și în majoritatea orașelor mari din țara noastră, până înspre zilele noastre când, datorită fondurilor europene, au putut fi achiziționate vehicule noi. Important de amintit în acest caz tramvaiele GT4, care au fost achiziționate începând din 1997 în mai multe loturi, în diferite grade de modernizare, din diverse orașe ale Germaniei, precum Stuttgart, Halle, Augsburg, Nordhausen, tramvaie care au însumat 109 unități și care au devenit principalul model de tramvai din Iași, însă alături de tramvaiele GT4 amintim tramvaiele Tatra T4D, tramvaiele ST7 și ST8, tramvaiele GT5, amintim de asemenea despre programul SECO de colaborare cu Guvernul Elveției, în urma căruia au fost aduse la Iași tramvaiele cu remorcă BE44 și tramvaiele dublu articulate BE88, dar și numeroase alte utilaje de întreținere a tramvaielor și utilaje de intervenție. Apoi amintim tramvaiele ST10 și ST11, tramvaiele GT8 și mai recentele tramvaie M6D și M8C. Achiziționate în 2017. Practic, acestea încheie acest ciclu al vehiculelor achiziționate în regim second hand, pentru că ulterior au ajuns la Iași noile tramvaie PESA și Bozancaia, pe care le observăm pe toate traseele din oraș în circulație. Sigur, alături de toate aceste informații despre tramvaie, cititorii vor regăsi și informații despre oraș în fiecare dintre toate aceste etape. Contextul în care aceste tramvaie au fost achiziționate, au ajuns la Iași și au circulat. De aceea pot spune că acest volum îmbină practic istoria tramvaiului cu istoria orașului Iași, o sinteză, pentru că
întreaga istorie, dacă ar fi să o scriem, ar fi necesare probabil câteva volume foarte, foarte groase. Poate cine știe un proiect pentru următorii ani. Sunt foarte multe informații valoroase care sunt conținute în carte, unele pe care poate nu prea le-a auzit mai nimeni, știu că le-ați cules, le-ați documentat. Ce e nevoie să privească cititorul în această carte cu preponderență? La ce să fie atenți în mod special? Este o carte obiect și, așa cum am spus și mai devreme, e o carte care prezintă o istorie condensată, dar foarte prietenoasă în același timp. Ne-am dorit să nu fie o carte care să intimideze, pentru că informațiile ar fi foarte multe, și de aceea ne-am gândit să împărțim toate aceste informații în mai multe volume. Iar de data aceasta avem în față o carte care ne prezintă istoria tramvaiului contextualizată la nivelul orașului și cu o pondere foarte mare de ilustrații, tocmai pentru ca această carte să fie atractivă și pentru un turist, și pentru cei mici, și pentru cei mari. Este colorată, diversă, conține hărți care ne arată de unde au venit aceste modele de tramvaie, unde au fost fabricate, cât timp au circulat în orașul nostru, ce cantitate, ce număr de vagoane au existat la Iași. Și cred că acest aspect este interesant și pentru turiști străini, tocmai pentru că există acest turism de nișă în care cei din vestul Europei vin să vadă tramvaiele care circulau cumva în orașul lor, le fotografiau acasă, iar acum, iată, călătoresc la Iași pentru a își continua pasiunea și de cele mai multe ori rămân surprinși inclusiv de transformarea în bine a orașului și se bucură să vadă că aceste obiecte de design încă circulă și lumea le folosește și le îndrăgește și la Iași. Da, există într-adevăr acest interes al cetățenilor străini pentru tramvaiele noastre vechi, drept pentru care v-ați gândit și la înființarea Muzeului Transportului Public din Iași. Cum se îmbină această poveste de fapt că ați înființat transportul public, că ați făcut această carte, cu siguranță urmează și alte proiecte unde... Muzeul Transportului Public Iași este un proiect de suflet, un proiect de durată, suntem conștienți de acest lucru, implică evident fonduri și spații pe care sperăm să le putem obține cu timpul din partea autorităților locale pentru a putea pune în lumină întreaga istorie a transportului ieșan, fie că vorbim de cel electric și nu neapărat, pentru că și autobuzul are o istorie îndelungată de peste 90 de ani deja în orașul nostru, iar troleibuzul a scris un capitol important de 21 de ani în istoria transportului ieșean. În momentul de față ne putem bucura că Iașul beneficiază de un muzeu al transportului în comun din anul 2018, deschis oficial în 2019, împărțit în două sectoare, unul dedicat autobuzelor și troleibuzelor în Tudor Vladimirescu și celălalt dedicat tramvaielor, din păcate nedeschis încă publicului larg, având în vedere transformările prin care trec depourile și încă vor trece prin modernizarea depoului din Dacia. Însă sperăm și ne străduim ca treptat în anii următori și acest sector să poată fi deschis și, de ce nu, să le vedem reunificate, asemenea muzeelor din străinătate, în amplasamentul depoului actual de la gară, practic amplasamentul istoric, acolo unde a început istoria transportului în comun în orașul Iași, zonă care va fi liberată de sarcina de a fi depou de tramvaie și ne dorim foarte mult ca imobilele care au caracter istoric să fie reabilitate, clasificate și să găzduiască exponate de valoare, atât vehicule cât și piese, dar și diferite alte materiale ce ne amintesc de îndelungata istorie a transportului în comun. Noi ne-am luat angajamentul
atât personal cât și prin intermediul Asociației Tram Club Iași, să susținem și să facem tot ceea ce ține de noi pentru a vedea îndeplinit acest deziderat. Sperăm să găsim în continuare susținere atât din partea companiei de transport public care ne-a fost alături până acum, cât și din partea autorităților locale, astfel încât ieșenii, dar și oaspeții din străinătate ce vin la Iași în număr tot mai mare în ultimii 5-6 ani, să se bucure de un muzeu dedicat transportului în comun la standarde europene. Pentru că vorbeai, aminteai de această relație între societatea civilă și autorități. Chiar vreau să te întreb cum a fost, parcursul vostru al voluntarilor. Până la urmă, sunteți voluntari pentru Iași, pentru transportul public. De când ați înființat asociația până acum, pentru că sunt proiecte pe care le-ați propus și a trebuit să găsiți deschidere să fie și aplicate. În urmă cu 10 ani nu a fost deloc simplu. Lucrurile au evoluat în bine însă de atunci, în mod simțitor. Proiectele erau privite cu foarte multă reticență. Evident, când era vorba despre finanțare, reticența era încă accentuată. Însă, prin seriozitate, prin realizarea unor proiecte pentru comunitate și prin receptivitatea oamenilor din societate, prin mesajele pozitive care au fost transmise, percepția autorităților către Asociația Tram Club și către noi în sine ca și reprezentanți ai ei s-a schimbat, astfel încât am ajuns în timp să colaborăm eficient și să putem realiza proiecte tot mai importante și mai consistente dedicate comunității ieșene. Cred că e nevoie de menționat și că ești cadru didactic, lector universitar doctor în cadrul Universității de Arte George Enescu, la fel Tiberiu Teodor Stanciu, asistent universitar doctor în cadrul Universității Politehnice Gheorghe Iasache din Iași. Contează foarte mult profesionalismul în ceea ce faceți, cu siguranță, pentru a putea deschide ușile necesare și a vă legitima până la urmă proiectele. Cu siguranță. Este nevoie de tact, este nevoie de rigurozitate și de disciplină atunci când scriem proiectele, pentru că nu mergem să deschidem o ușă fără a avea temele făcute înainte, este regula de bază, fără a ne recomanda prin proiectele pe care deja le-am îndeplinit. Apoi, faptul că lucrăm în mediul academic ne ajută totodată prin implicarea, prin posibilitatea implicării studenților în multe dintre proiectele noastre. La rândul lor voluntari. La rândul lor voluntari. Pentru mulți dintre ei, proiectele au fost rampă de lansare, s-au făcut astfel cunoscuți, au încheiat relații și i-a ajutat această colaborare ulterior în viața profesională și pe noi deopotrivă pentru a putea duce la bun sfârșit acele proiecte. Cred că anul trecut făcusem un total al studenților implicați în proiectele asociației în acești 10 ani și putem spune cu bucurie că peste 250 de tineri ni s-au alăturat în tot acest interval în variate proiecte, cu toții evident voluntari. În ceea ce privește tinerii arhitecți pe care îi îndrumi an de an, devin pasionați așa din întâmplare pentru că le prezinți proiectele tale? Sigur. Rămân surprins de fiecare dată când studenții la arhitectură aleg să se implice în proiectele Asociației Tram Club Iași și fac asta cu foarte mult talent și cred că fiecare a crescut foarte mult în cadrul acestui proiect al tramvaiilor pictate, pentru că acolo ne întâlnim cel mai des și mai mult decât atât este o oportunitate grozavă de a fi expus, pentru că un tramvai pictat este o galerie în aer liber, iar studenții au ocazia să-și vadă operele în oraș, în mișcare și, bineînțeles, într-un cadru construit al orașului. Și atunci relația dintre design și arhitectură devine una sudată, legată și care spune o poveste coerentă.
sunt mai atrași de un astfel de proiect care are atâta vizibilitate față de unul, evident, cu mai puțin? Cred că este ceva diferit și tocmai faptul că reușesc să-și folosească abilitățile pe care le dezvoltă în cadrul Facultății de Arhitectură într-un mediu cu care aparent nu au nicio legătură, le confirmă încrederea că pot aborda orice subiect cu încredere. Și bineînțeles, cei mai mulți cred că descoperă și această latură a designului și încep să facă conexiuni și paralele cu informațiile pe care deja le dețin despre arhitectură. Cine vor fi cei doi pasionați de transport public Iași, eu știu, în următoarea etapă, poate peste 5-10 ani, cum vedeți că evoluează această pasiune în contextul în care vedem transportul public se dezvoltă, deschiderea e mai mare pentru implementarea unor proiecte? Dacă... Aș spune scurt că aceiași oameni implicați și dăruiți societății ieșene, care continuă să viseze pentru îndeplinirea dezideratelor, cum spuneam mai devreme, Muzeul Transportului Public să se dezvolte și să ajungă la standardele vremurilor pe care le trăim, și dedicați în continuare trup și suflet acestor proiecte, astfel încât să putem scrie la rândul nostru poate o pagină în istoria tramvaiului ieșean. În istoria orașului, da. Eu am încredere că generațiile care vin din urmă vor aduce mult mai mult decât ce am reușit să facem noi până acum. Noi vom fi aici întotdeauna să-i sprijinim în demersul lor legat de tramvaie, de design și arhitectură. Și am încredere pentru că văd deja copii care sunt foarte pasionați, care pun foarte multe întrebări. Chiar am văzut parcursul unor copii în ultimii 10 ani care au devenit tineri și sunt la fel de pasionați de tramvaie și vin la toate evenimentele noastre și ne ajută. Da, ceea ce este absolut grozav și ne dă încredere să continuăm. Și acum, ca să încheiem așa, că am prezentat cartea Iași, istoria tramvaiului, Tram History, autori Silviu Teodor Stanciu, Tiberiu Teodor Stanciu, tradusă de Adina Maria Simion, să le transmitem ieșenilor ce ar trebui să înțeleagă la sfârșitul acestor 125 de ani, în care vedem o evoluție spectaculoasă a tramvaiului ieșean cu atât de multe etape de dezvoltare și, cum ai și zis, o istorie tumultoasă. Foarte pe scurt, o idee generală, ce ar trebui să înțeleagă cei care sunt în Iași despre tramvaiul ieșean? Să privească tramvaiul și dintr-o altă perspectivă, cea istorică și identitară a orașului Iași, și totodată să gândească de două ori atunci când vor să utilizeze automobilul personal sau tramvaiul, pentru că, în mod clar, transportul în comun și, în special, transportul în comun electric reprezintă cheia pentru un viitor mai curat. Da, cred că sunt anumite obiecte pe care începem să le trecem cu vederea în viața de zi cu zi și tramvaiul s-ar putea înscrie aici, dar cred că cu ajutorul acestei cărți putem să vedem că în spatele tramvaiului se ascunde o istorie bogată cu foarte multe povești și cu siguranță o să ne uităm altfel și la tramvai și la oraș. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați adus aici și pentru dăruirea pe care o aveți în transportul public ieșean și vă mai aștept la noi. Mulțumesc și noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu sunt Andreea Luca. Vă doresc o săptămână frumoasă. La revedere!